Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vă voi prezenta a doua zi din proiectul meu de a slăbi foarte, foarte mult. Ziua a început pe la ora 1, pe masă. Atunci m-am trezit, m-am culcat undeva la ora 5, 5 jumătate de dimineață, dar nu am fost obosit, am avut foarte multă energie. Am băut la prânz, am băut un suc de merișoare, de fapt două care am băut, cu apă minerală, pulpă de merișor cu miere. Este un produs făcut de noi, este natural, conține doar miere și pulpă de merișor. Am pus foarte puțin în pahar, am pus un deget și restul apă. Apoi, pe la ora 7, am ajuns la sală și am lăsat telefonul în mașină, deoarece aveam foarte puțină baterie, nu aveam suficientă baterie să filmez și atunci nu l-am mai luat cu mine. Așa că de la sală nu am ce să vă arăt, nu am nimic în clipul de astăzi, dar o să fiu mai atent și o să vă țin la curent și cu exercițiile și cu antrenamentul care îl fac acolo. Bun, haideți să vă arăt produsele care le-am cumpărat, deoarece după ce am terminat sala, am fost la cumpărături iarăși. Nu cumpăr foarte multe produse, îmi cumpăr destul de puține, pentru că supermarketul este aproape, oricum ies în fiecare zi afară, deci nu este o problemă. Haideți să vă arăt acum ce produse am cumpărat. Acestea sunt produsele pe care le-am cumpărat de la Lidl. Avem ton în suc propriu, cottage cheese, am luat încă două, un cottage cheese am mâncat când m-am trezit, am uitat să vă spun. Nu am filmat, avem aici porumb, este porumb dulce, foarte bun. Aici avem niște fulgi de ovăz moi, de la Solaris. Am mai băut un Jacobs, un 3-in-1 de dimineață. Mă rog, la prânz, la ora 1 cum am trezit. Aici avem păstura, am luat-o și pe aceasta de la țară, pentru că am fost și la țară astăzi, la părinții mei. Bineînțeles, piept de pui, nelipsitul piept de pui din dietele de slăbire. Și iarăși am niște mere pe care mi le-a dat maică-mea. Haideți să vă arăt acum câte calorii au produsele pe care le-am cumpărat astăzi. Tonul, ne uităm aici pe etichetă. Stați un pic să focalizez. Are 114 kcal pe 100 de grame. Dar după cum puteți vedea, sunt 3 ori 80 de grame aici. Deci o conservă din asta nu are 100 de grame. Are undeva, să zic, la, dacă 100 de grame au 114 calorii, înseamnă că au undeva la 100 de calorii, 90-100. O singură conservă. O să o și scot să vă arăt cât este. Deci 100 de calorii este foarte puțin, este ideal. Este foarte bogat în proteină. Proteina, după cum știți, are 4 kilocalorii pe gram. Bun, să trecem mai departe la cottage cheese normal, și cel de era fost un normal, nu era light. Are 98 de calorii pe 100 de grame și această cutie are 200 de grame. Deci este foarte bună și ea, cu 200 de calorii și cu încă 100 avem 300 de calorii, ceea ce înseamnă foarte puțin și ne satură la o masă. Bun, după aia avem acest porumb. Este porumb dulce. Haideți să vedem și valorile nutriționale. Pe mine mă interesează în special caloriile. Nu mă uit la zahăr neapărat și la grăsimi. Important pentru mine sunt caloriile în mare, pentru că macronutrienții deocamdată nu trebuie să-i fixez. Și cât de cât știu ce e mai sănătos și ce e mai junk food, așa. Și încerc să le evit. Porumbul, știți și dumneavoastră că este sănătos. Are 77 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este fantastic. Toată cutia asta are 300 de grame, aproximativ 285, deci 300 de grame, 3 ori 77 de kilocalorii, undeva la
210-220 de calorii în cutie întreagă. Rotunjim la 200. Le rotunjesc, că nu trebuie, v-am zis, nu trebuie calcule fixe, deoarece eu am deslăbit foarte, foarte mult. Trebuie să slăbesc undeva la 50 de kilograme, poate chiar mai mult, aș vrea mai mult, bineînțeles. Așa că nu sunt importante caloriile, nu sunt importanți macronutrienții, vedeți, avem aici zahăr și scrie 11,8 grame, este foarte mult zahăr, într-adevăr, dar pe mine mă interesează caloriile și câteodată simt nevoia și de a mânca ceva dulce, iar acesta poate fi un desert sau o gustare foarte bună și foarte, foarte dulce. Vă va satisface nevoia de dulce. Conserva este foarte ieftină, este undeva la 3 lei, la Lidl, chiar se merită. După care avem acest ovăz, prenumitul ovăz, bineînțeles. Este bogat în fibre și carbohidrați buni, complexi, care se dizolvă în timp, nu ca zahărul, care este un carbohidrat simplu și îți intră direct în sânge, dar la fel de repede îți dispare și energia. Uitați, glucide 86 de grame, dintre care zahăruri 1 gram 25, deci are decât 1 gram de zahăr adăugat, restul sunt carbohidrați complexi și au o eliberare lentă în timp, de aceea sunt foarte buni pentru dieta zilnică. Ăștia îi amestecăm cu iaurt sau cu apă. Sunt mai multe rețete, dacă vreți și rețete o să vă fac, o să vă filmez. Bun, aici avem un Jacobs, este Jacobsul care l-am băut de dimineață, că m-am trezit la ora 1. După care am mâncat un cottage cheese și am băut două pahare de merișor, de suc de merișor cu apă. Atât am mâncat astăzi, este seara acum când filmez. Este ora 12, noaptea, și încă nu mi-este foame. V-am zis, am fost și la sală, am terminat undeva la ora 8 jumătate sala și de atunci nu am simțit nevoia de a mânca. Am și lucrat, am editat al doilea vlog. Acum vă mai arăt mușchiulețul de, mă rog, piept de pui. 500 de grame, pieptul de pui are undeva la 110-115 calorii pe 100 de grame, așa că 500 de grame înseamnă undeva la 550-600 de calorii, la fel, este foarte puțin pentru ce cantitate avem aici, putem să mâncăm două mese și este foarte, foarte bine, foarte puține calorii. Mi-am luat de la țară și păstură, este aceasta, se mai numește și pâinea albinelor. Este un produs foarte bun, foarte bogat în proteine, are de două ori mai multă proteină decât carnea de vită și este proteină vegetală, 100%, conține toți cei 9 aminoacizi complexi care formează proteina. Deci este o proteină completă și este extraordinară, am luat-o să o consum când mă trezesc. Sau când tu să simt noaptea nevoia de foame, iau 4-5 bobițe și este foarte hrănitoare. Aceasta a fost ziua mea. Am mâncat foarte puțin, după cum v-am spus. O să mai mănânc în noaptea asta, dacă mi se face foame, probabil o să iau câteva bucățele de păstură sau o să mănânc o conservă de porumb. Și nu uitați de secțiunea de comentarii, dacă doriți să-mi scrieți ceva, o puteți face acolo. Sugestii, întrebări, absolut orice, o să răspund la toate comentariile. Dați și un like dacă v-a plăcut acest video. Nu uitați să apăsați și pe butonul de abonare, subscribe. Cam atât pe ziua de astăzi, este destul de târziu și o să încerc să mă bag la somn și mai devreme, să-mi reglez programul de somn. Încerc scuze pentru că ieri am uitat să fac încheierea. Nu uitați, până data viitoare vă salut, numai bine!